Bun găsit, doamnelor și domnilor, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție a emisiunii Replica Ta. Invitatul meu de astăzi este domnul Teodor Bălan, purtător de cuvânt la Poliția Locală Deva, și vă vom prezenta în cele ce urmează raportul privind activitatea acestei instituții pentru luna aprilie 2024, dar bineînțeles și alte subiecte interesante legate de activitățile pe care le are de zi de zi Poliția Locală Deva. Bine ați venit, domnul Bălan! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, e foarte bine să ținem legătura cu Poliția Locală, pentru că, după cum știm și cum vedem, cea mai mare parte, cum se vede și în raportul de activitate al instituției pe care o reprezentați, cea mai mare parte a activităților, ceea ce privește, eu știu, pază, ordine, foarte multe alte lucruri de care ne lovim zi de zi, se întâmplă prin Poliția Locală, pentru că, după cum știm, Poliția Națională are tot mai puțini oameni și lasă un pic de... există unele sincope acolo și trebuie oarecum acoperite. Și bineînțeles că există o colaborare și cu Poliția Locală. Altfel, chiar vedeam în anumite știri zilele trecute că se tot vorbea, mai ales că acum este și campania electorală și bineînțeles că este tot felul de lucruri în evidență și ni se spune dintr-o parte sau alta că nu vreau să comentăm campania de niciun fel, cu toate că o să vreau să vorbim și despre campanie și aici strict despre locurile unde se amplasează pe perioada următoare. Pentru că știu că Poliția Locală verifică, monitorizează. Nu are competență materială de soluționare. Dar o să vorbim și de asta ceva mai încolo. Vreau să spun că se discută foarte mult despre cât de sigure sunt orașele, urbele și așa mai departe. Nu mă refer doar aici, doar la Deva, dar cu atât mai mult. În principiu și ca și statistic vorbind, Deva este un oraș foarte sigur sau destul de sigur, aș spune eu, în care nu se întâmplă, chiar nu avem foarte multe evenimente. Bună parte din ceea ce apare este rezolvat în cea mai mare parte și de Poliția Locală. Și vreau să subliniem lucrul ăsta, chiar dacă există și la dumneavoastră în instituție destule probleme legate de, poate, eu știu, prea puțini oameni. Deficitul de personal e cea mai mare general. Problemă. Exact. După cum bine știți, raportul de activitate al Poliției Locale, noi considerăm instituțional că este o formă de respect pentru cetățenii de pe raza municipiului Deva să poate să aibă acces la raportul de activitate al Poliției Locale. În fiecare lună el este făcut public prin serviciul de specialitate al primăriei municipiului Deva. Orice persoană poate să-l are acces la informațiile pe care le publicăm și, bineînțeles, scopul, pe lângă faptul că este formă de respect pentru cetățenii de pe raza municipiului Deva, bineînțeles că orice activitate al oricărei instituții se poate și mai bine. Suntem deschiși la... Din acest raport, domnul Bălan, ce vreau să subliniez, și de fiecare dată când ați venit, se vede, doar aici pe date, se vede foarte clar care este, să spunem, conlucrarea, dacă vreți, cu cetățenii, pentru că aici avem sesizări, petiții, reclamații, scrise, soluționate și așa mai departe. O radiografie foarte exactă. Da, pentru că așa, la nivel de discuții, putem discuta mult și bine. Și fiecare poate să reclame la rândul lui orice fel de fapte sau, dacă are un exemplu negativ, m-a văzut nu știu ce mașină de Poliție Locală parcată pe undeva, poate să zică. Dar aici e radiografia completă, vorbim pe hârtii, pe acte, pe tot ce se întâmplă. Și de aia zic că e foarte corect să o și prezentăm. Este foarte important. De fiecare dată, cum bine știm, există și cetățeni mulțumiți de activitatea Poliției Locale. Am avut, nu în puține cazuri, cetățeni care au solicitat intervenția Poliției Locale la fața locului și nu au fost mulțumiți de rezolvare. Au fost niște exemple pe care și în emisiunile trecute vi le-am prezentat. Cele mai celebre sunt cele de pe serviciu rutier. Ne deplasăm la fața locului, vehiculul staționat neregulamentar. Conform legislației în vigoare, eu am explicat asta de foarte multe ori, nu înseamnă că dacă polițistul local s-a deplasat la fața locului, a pus o invitație pe parbrizul conducătorului auto și a plecat, aia nu înseamnă că măsura
sancționatorie nu este dusă la capăt. Tocmai de aceea legiuitorul a și prevăzut că aplicarea măsurii sancționatorii în cazul contravențiilor să se poată face până la 6 luni de zile când fapta contravențională se prescrie. Tocmai de aceea, cam asta a fost genul de, bă, ori venit aia, s-a uitat, i-a pus la o hârtie, o pleca, nu s-a întâmplat nimica. Este foarte important de specificat faptul că se întâmplă ceva. Dacă situația nu impune ridicarea vehiculului ca măsură complementară de pe locul respectiv, se aplică măsura sancționatorie conform OG 195/2002. În situația în care, în baza invitației, conducătorul auto nu se prezintă la sediul poliției locale, conform invitației, pentru a da lămuriri referitor la motivul contravenției, referitor la natura contravenției, serviciul poliției locale are pârghii legale necesare să notifice conducătorul de drept al vehiculului, nu conducătorul auto, proprietarul de drept al vehiculului, care are obligativitatea ca în termen de 5 zile de când a primit comunicarea să completeze rubricile aferente comunicării în care se specifică nume, prenume, conducător auto, număr, categorie permis de conducere. În situația în care acest lucru nu se întâmplă, sancțiunea contravențională este mult mai mare decât orice contravenție săvârșită. Tocmai de aceea vreau să scot în evidență faptul că în proporție de 90% persoanele care au invitație pe parbrizul vehiculului se prezintă la sediul poliției locale și măsura sancționatorie este luată pe loc. Deci, foarte clar, asta vreau să scot în evidență, conducătorul auto care a greșit, a comis o contravenție, este sancționat. În situația în care nu se prezintă, am avut și situații de genul ăsta. O rup și nu mă prezint, facem comunicare. Au fost multe situații care, în baza comunicării, deținătorul de drept al vehiculului nici măcar nu a știut că persoana cu ea încredința vehiculul, membru de fapt, dar bineînțeles, pentru că în momentul în care ai săvârșit o contravenție, poliția locală vine la fața locului, camere cu aparatură tehnică din dotare, omologat, legal, dar bineînțeles, aplicăm sancțiuni contravenționale, nu putem aplica sancțiuni contravenționale pe o poză făcută cu telefonul lucrătorului, deci tot ce există în dotarea polițistului local care exercită atribuțiile de serviciu, sunt tehnica din dotare este omologată și este folosit ca material probatoriu în instanță în situația în care contravenientul contestă sancțiunea contravențională și dreptul lui și corect. Chiar recomandăm pe toată lumea. Dacă consideră că dreptul a fost lezat, se poate îndrepta împotriva procesului verbal de sancțiune contravențională în instanță singura entitate juridică în măsură să anuleze sau au fost situații când instanța a apreciat faptul că natura contravențională, gradul de pericol social este redus la prima abatere și atunci am avut anumite situații în care sancțiunea contravențională cu amenda, cu bani, pentru că este amendă, a fost transformată în avertisment de către instanță. Da. Este executorie, bineînțeles că și instituțional avem căi de atac, avem juriști care se ocupă de latura juridică a proceselor verbale, suntem reprezentați în instanță de personal calificat, juriști care doar de așa ceva se ocupă în fiecare termen de merg și susțin procesul verbal de sancțiune contravențională. Ca să revenim de la ce a pornit discuția, măsura sancționatorie se aplică. Ori atunci, v-am spus, în proporție de vreo 90%, se aplică în ziua respectivă, cei care nu se prezintă, în baza comunicării la deținătorul de drept. Deci, mă repet, deținătorul de drept, pentru că nu putem aplica o sancțiune contravențională. Proprietarul era simplu, luăm număr, intrăm în baza de date și sancționam deținătorul de drept. Pentru că sunt situații puține, adevărat, în care deținătorul de drept al vehiculului, proprietarul, nu are permis de conducere. Și atunci nu pot sancționa o persoană numai că este proprietarul unui vehicul. Tocmai de aceea are obligativitatea să ne comunice cine a fost conducătorul auto care a comis contravenția. Ca și total al sancțiunilor aplicate de poliția locală în luna aprilie, avem un număr de 263, eu zic că un număr destul de ok pentru suprafața orașului nostru, dintre care 103 amenzi și, iată ceea ce spuneați înainte, 160 de avertismente. Adică, până la urmă, eu am spus intenția asta din nu este de a amenda. Rolul poliției locale în comunitate nu este de a băga mâna în buzunarul cetățenilor. Deci mult mai multe amenzi decât, mult mai multe avertismente decât amenzi. În funcție de gradul de pericol social, modul de colaborare, este foarte important modul de colaborare al contravenientului. Să știți, pentru că acum și noi
și eu și dumneavoastră și oricare, suntem oameni, greșim. Dar este foarte important modul de colaborare, modul de asumare și gradul de pericol social. Pentru că vă spun un lucru, acum nu poți să aplici o sancțiune contravențională cu avertisment unei persoane, cum am avut în trecut, care din, nu știu, nu pot să spun neglijență, nepăsare, nu pot să spun alte cuvinte, a blocat rampa de acces al salvării sau a blocat un garaj. Da. De-aia le-am recomandat la toată lumea. Și în momentul în care, eu știu, este o problemă mare cu locurile de parcare și eu am loc de parcare deținut legal, am recomandat tuturor persoanelor care parchează pe locul altora sau în anumite locuri în care, să-și lase numărul de telefon. Acum, eu vreau să vă spun că nici colegii mei nu, deci normă de amenzi, nu există așa ceva. Nu, niciodată nu ni s-a cerut, nu s-a impus să ai un număr de sancțiuni contravenționale. Nu te-a trimis cineva pe stradă, bă, astăzi îmi vii cu 10%. Nu există așa ceva. Da. În proporție de 90% din sancțiunile contravenționale aplicate de colegii mei, indiferent de structura din care fac parte, sunt în urma sesizărilor telefonice sau sesizărilor de la operatorii de la monitorizare videotrafic. Da. Rolul și toată lumea, bă, ce fac eu acolo la monitorizare videotrafic? Nu fac nimic. Ba, fac foarte mult pentru că dumneavoastră ați avut ocazia să veniți, să vedeți activitatea colegilor de la... Acolo sunt ochii, urechea și inima instituției. Bun, ca să înțeleagă lumea, pentru că probabil dilema este aici, domnul Bălan, din lipsa informațiilor pe care le-au cetățenii, au impresia că nu se face nimic. Dar am mai explicat lucrul ăsta și e bine să-l mai explicăm. Și anume, cei care monitorizează au datoria, exact cum spuneți, de a monitoriza. În momentul în care cineva trece pe roșu, pentru că am văzut de foarte multe ori, am văzut, se vorbește despre... De implicarea poliției locale în anumite spețe, da, și... Care nu au legătură cu poliția locală. Poliția locală și nu are competență materială de a sancționa. Exact. Da. Și asta trebuie explicat pentru că, vedeți, e o confuzie mare aici. Și toată lumea se așteaptă, de fapt sunt mai multe confuzii. Una, că toată lumea are impresia că acolo unde sunt camere și este supravegheat, ceea ce nu se poate compara cu un oraș mare, cum e, îl dăm pe cel mai supravegheat din lume, și anume Londra, sau un oraș mare din orice capitală, unde, și aici e foarte important de subliniat, că se face confuzie, unde camerele de trafic sunt legate la un dispecerat al poliției rutiere, de unde îți vine, dacă ai trecut pe roșu și te-a prins camera, am pățit-o eu în Germania, îți vine amenda automat acasă. Nu este cazul aici, pentru că aici e diferența, să înțeleagă oamenii. Vă dau un exemplu. Intersecția Casa de Cultură cu Eminescu. Da. Acolo sunt camere și chiar se văd camerele. Da. Și de foarte multe ori se trece acolo pe galben, hai să spunem, galben închis, roșu, cum o fi. Rolul camerelor de supraveghere din zona respectivă și nu numai din tot orașul sunt foarte utile și vă spun de ce. Dacă ne uităm la activitatea serviciului de monitorizare, identificări așa, imaginile surprinse de pe camerele de supraveghere este material cu caracter probatoriu pentru anumite contravenții sau infracțiuni anumite, care au avut anumite, foarte importante. Dar ele, de regulă, se dau doar se pot pune la dispoziția instituțiilor abilitate care au dreptul să primească, să folosească și să utilizeze informația, poliție, procuratură, organul de cercetare penală, parchet, pe bază de ordonanță. Să vă spun cum funcționează, adică să o luăm per așa puțin mai natural. A avut loc un eveniment rutier cu victime într-o intersecție semaforizată unde există camere de supraveghere. Ca de fiecare dată în genul ăsta de evenimente, fiecare conducător susține că celălalt este vinovat. Bineînțeles, la fața locului se duce să face cercetarea la fața locului. Cercetarea la fața locului și gestionarea situațiilor o face doar Poliția Națională a Serviciu Rutier, pentru că ei au competență materială de poliție judiciară. Ei întocmesc dosarul penal pentru vătămare corporală din culpă sau pentru distrugere de vehicule. Doar ei, de multe ori în anumite situații, se întâmplă un eveniment rutier și în apropierea evenimentului rutier se află un echipaj de poliție locală.
Poliția locală nu pleacă de acolo că nu are competență materială. Este foarte important de specificat și acest lucru. Și nu de multe ori, probabil și poate dumneavoastră ați văzut pe imagini sau pe știri, primii care au fost la fața locului, pentru că așa a fost contextul. Da, a fost poliția locală. A fost poliția locală. Poliția locală izolează zona și dirigează traficul rutier. Dar, bineînțeles, în aceeași clipă se anunță Serviciul Poliției Naționale, Serviciul Rutier, care vin și fac cercetare la fața locului. Domnii care vin cu birou criminalistic, cu ruletă, se fac măsurători, se identifică martori, se acordă primul ajutor, bineînțeles. Primează viața și integritatea corporală. Toate astea sunt ok, dacă să înțeleagă lumea. Doar în cazul în care se întâmplă ceva, să iau imaginile respective. A nu se confunda, că asta spunea, domnule, că stă la acolo și se uită la cameră, a nu se confunda cu monitorizarea traficului, respectiv, dacă unul trece pe roșu și chiar dacă îl vede polițistul de la monitorizare, de la poliția locală, atâta vreme cât nu se întâmplă niciun eveniment. Exact, noi nu putem lua măsura sancționatorie, perfect, pentru că nu am competență materială să aplic măsura sancționatorie. Se depășește pe dublă linie continuă. Nu contează. Exact, aceeași. Da, l-am văzut lucru, că... Da. Iar mulți aveau așteptări referitor la sancționarea depășirii limitei de viteză. Poliția locală nu are competență materială pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, pentru nu avem radar în dotare și nu avem voie să... Bun, poliția locală la momentul actual, în baza legislației în care funcționează, are dreptul să aplice doar sancțiuni contravenționale și doar pe anumite articole de lege din OUG 195. Dar asta nu înseamnă că... Și aici vreau să lămurim anumite aspecte. Vehicul circulă pe, mașină circulă, intră pe sens unic, da? Unde poliția locală are competență voie materială, da, să aplice sancțiunea contravențională. Semnalul regulamentar solicită conducătorului auto permis de conducere, act de identitate, talonul vehiculului. Care, apropo, poate fi reținut de poliția locală. Nu, poliția locală nu are dreptul să rețină documente. Nu, da. Adică nu scapă să nu-i se ia carnetul, ca să înțelegem, până vine poliția națională. Da, haideți să vă spun exact, da. A intrat într-un segment de drum, ce e cel mai banal, drum cu sens unic. Sens unic, da. Constatăm faptul că conducătorul auto are permisul de conducere anulat, nu este categoria conform cărea conduce vehicul. Sau nu are deci deloc. A comis o infracțiune. Da. Aia nu înseamnă că polițistul local îi dă actul de identitate înapoi și pleacă că nu are competență să-l sancționeze. Rămâne la fața locului, se anunță colegii de la Poliția Națională care vin și preiau cazul spre competentă soluționare pentru infracțiunea pe care colegii de la Serviciu Rutier Poliția Locală au identificat-o în trafic. Dar domnul Vlan, ca să revenim, ca să înțeleagă lumea, da, încă o dată, să nu mai avem discuția asta. Monitorizare înseamnă că se monitorizează de pe camerele video din oraș tot ceea ce se întâmplă, absolut tot. Dar ele sunt și vor fi folosite doar în cazul întâmplării unor infracțiuni. Sau puse unor... la dispoziție instituțiilor și organelor abilitate care au dreptul să solicite, să primească și să folosească materialul pus la dispoziție de poliția locală, care are obligativitatea să pună la dispoziție. Este foarte important și acest aspect de lămurit și vă spun de ce. Vin la sediul instituției diverse persoane care nu știu unde am fost, da, vreau să văd și eu și le explicăm. Am avut vehiculul parcat nu știu unde și mi l-a lovit. E, cred că, cea mai uzuală și banală... Și sigur se întâmplă destul de des. Se întâmplă. Persoanele respective se deplasează la sediul poliției locale și solicită să vadă imaginile cu vehicul. Mă repet, noi există situația în care poliția locală are cameră de supraveghere în zona respectivă sau... Nu este. Spune domnule, nu este și atunci... Sau nu acoperă unghiul respectiv nu este, și așa, da, mai departe. Dacă există cameră în locația respectivă, îndrumăm conducătorul auto la sediul poliției municipiu să sesizeze faptul că vehiculul a fost avariat și persoana care i-a produs dauna materială a părăsit a fugit locul respectiv. Polițistul de la Poliția Națională are posibilitatea să vină, să verifice, să solicite și să primească informația, materialul de pe camera de supraveghere referitor la speța și la contract. Dar nu persoana în sine. Nu persoana în sine. Persoana în sine nu are dreptul să primească, să folosească și să dețină genul ăsta de informații. Am înțeles. Domnul de la Poliția Națională, parchetul, procurorul de caz, poliția judiciară au dreptul să solicită și să primească. Orice fel de infracțiune se întâmplă,
Deci aici vorbim de rutieră, dar nu numai. Poți să ții minte dar un caz? Ar fost deposedare de bunuri prin de violență, tâlhării celebre. Tâlhării, da, bătăi, da, și așa absolut mai departe. Orice. Ele orice au caracter. Imagine? Absolut. Sau sunt utile pentru crearea câmpului infracțional. Există informații, vin polițiștii de la Poliția Investigației Criminale și știu să vede mașina la respectiv în intersecție. La ora adică, aia, da, da, da. Ei au dreptul să primească și să folosească. Dar în general pentru asta se folosește camere, ca să înțeleagă lumea, că asta înseamnă da. De fapt monitorizare. Și, da, dar nu foarte puțin important este, dacă ne uităm puțin și aici o să vă spun, compartimentul de preluări, sesizări telefonice pe linie de circulație. Colegii da. De la monitorizare videotrafic, în cursul unei luni, au constatat, în urma vizualizării camerelor de supraveghere, 125 de încălcări ale codului rutier. Momentul în care, prin stații, au solicitat deplasarea la fața locului. Multe, au să echipă. Știți, multe, 125. Da. Da. Un număr destul de mare. 125 sunt sesizări telefonice venite pe circulație de la cetățeni. Da. Din păcate, domnul Bolan, știu că s-a discutat de foarte multe ori, încă nu s-a rezolvat. Problema nu este din cauza poliției locale, cu toate că noi ne așteptăm de la poliția locală să o rezolve, și anume faptul că poliția locală nu are jurisdicție în ceea ce privește oprirea mașinilor în trafic sau mai mult decât atât, pentru că de asta se plâng foarte mult. Poliția locală poate opri vehicule în trafic doar în anumite condiții, doar în situația în care sunt comise contravențiile în care, în baza căruia poliția locală poate aplica măsura sancționatorie. Da, dar aici e vorba de foarte puține. De foarte puține, da. Exact. Și aici vreau să ajungem. Un fapt foarte des întâlnit zilnic și unde lumea vede mașina poliției locale trecând și nerezolvând, punem ghilimele, nerezolvând sau nefăcând nimic în sensul ăsta. Sunt cei parcați pe banda 2, pe avarii, exact la celebrele. Asta. Exact despre asta vreau să vorbesc. Da. Și aici vă rog încă o dată, domnul Bălan, să explicați de ce singura nu poate măsura să facă poliția locală nimic. Nu poate să facă nici poliția locală și nici poliția națională și vă spun de ce. Acum la Poliția Națională, să știți că am văzut, nu știu, nu la noi, dar am văzut la diverse canale naționale de televiziune. Depinde de segmentul de drum unde, exact, unde este persoane care au fost amendate și de Poliția Locală Națională. Poate aplica măsura sancționatorie doar în situația în care un vehicul staționat s-a oprit sau în primul rând până oprit, la urmă oprit. Staționarea staționat, este oprirea interzisă mai mult de 5 minute. Deja discutăm de staționat. Deci dacă vehiculul până la 5 minute, dacă vehiculul stă, discutăm de oprire. Dacă intervalul orar este mai mult de 5 minute, discutăm de staționare. Până la urmă nici oprirea nu este permisă. Nu este permisă, sigur. Asta că... Dar, ce se întâmplă? Măsura sancționatorie se ia în baza încălcării și nerespectării unor indicatoare rutiere. Pe segmentul respectiv de drum, dacă nu există indicator cu marcajul, oprire, staționare, cu semnul adițional. Oprirea de la... este cu X-ul și da, staționarea. Da. Sau, domnul Bălan, sau. Cine stabilește dacă au trecut sau nu 5 minute? Că aici are o dilemă. Și încă ceva vreau să vă întreb. Oprirea în orice situație, pe avarii, și aici știți noastră, este în cazul în care ai o avarie, o urgență. Folosirea în mod abuziv a luminilor de avarie ce constituie înseamnă? Contravenție și sancționează contravențional de către Ministerul de Interne. Poliția, adică poliția locală nu are competență materială să sancționeze. Deci Poliția Națională. Da. Bun, Poliția Națională poate, de asta vă spun că am văzut cazuri, poate veni și parca în spatele tău care stai pe avarii și vine să vadă, domnule, am o defecțiune la motor, mi-e rău, s-a întâmplat ceva. În momentul în care, exact, este abuziv, el poate să-ți dea amendă. Eu vreau să vă spun altceva. Este foarte, foarte greu să dovedești că vehiculul respectiv nu a suferit o avarie. Chiar au fost situații și nu puține le-am întâlnit noi. Sunt sigur. S-a stricat mașina. Dar eu știu ce, dumneavoastră spuneți în genul covrigărilor, la panouri, la zonele. Și așa mai zonele, departe, da. Deci, să revenim. Eu cel puțin acolo la panouri, că circul toată ziua, deci nu m-a pus da, să-i și văd. Cel mai deranjant este și eu am circulat, cel mai deranjant este faptul că de multe ori parcarea e goală.
Da, parcă are posibilități și o lasă în drum. Da, și, da, acolo singura măsură sancționatorie care o putem noi aplica instituțional ca poliție locală, vehiculul parcat, staționat pe banda a doua, persoana care are mașina parcată regulamentar nu poate să iasă și atunci se poate dispune... Dar altfel nu. Nu avem competență materială, pentru că nu este niciun indicator. Care... Și poliția trece mai departe, pe lângă mașină. Ce poate să facă? Pentru că aici apar cazurile mai astea. Departe, domnule, uitați-și pe ăștia de la poliția locală că nu fac nimic. Ce poate să facă poliția locală? Atâta timp cât nu este... Nu este indicator care să nu fie respectat. Măsura sancționatorie, indiferent de ce natură este, mai ales acum că discutăm de serviciu rutier, poliția locală aplică măsura sancționatorie în cazul în care nu s-a respectat indicația unui indicator, nu s-a respectat parcarea, staționarea la un anumit interval, la o anumită distanță de o intersecție, nu s-a respectat staționarea, parcarea la o anumită distanță sau pe trecerea de pietoni. Deci e foarte puțină competența pe care poliția locală o are conform OUG 195/2002. Bun, ca să înțelegem. Deci nu se poate face în sensul ăsta nimic. Atâta timp cât nu există indicator care să nu fie respectat, nu putem aplica nici noi și nici nimeni. Pentru că trebuie să te raportezi la o încălcare a unei norme. Așa spune este legea. Reglementată, așa spune legea. Bun, serviciul de ordine și liniște publică, paza bunurilor. Total sancțiuni aplicate, văd aici 61, dintre care 26 de amenzi și 35 de avertismente, o valoare a amenzilor de 6.620 de lei. În același sens avem 4 sesizări, petiții, reclamații scrise, soluționate, sesizări telefonice soluționate venite din partea cetățenilor pe ordine și liniște publică 41, sesizări pe DEVA 24 soluționate 1, sesizări soluționate din partea operatorilor din centrul de monitorizare video și trafic 2. Asigurarea măsurilor de ordine și liniște publică la un număr de evenimente socioculturale, sportive, artistice, un număr de 9. Cam atât avem la ordine. Aici cele mai care sunt cele mai întâlnite, domnul Bălan? Cele mai întâlnite sunt tulburarea liniștii și ordinii publice pe timp de noapte, între ora 22 și 6 dimineața, da? Mai avem consumul de băuturi alcoolice în locuri publice. Da. Aici mai într-o pondere un pic mai mică actele de cerșetorie, care încă mai sunt. Care din păcate încă mai sunt. Aici de multe ori am întâmpinat. Da, domnul Bălan, apropo de actele de cerșetorie, n-am mai discutat și la emisiunea de dimineață, mai este considerat în continuare, pentru că, exact cum spuneți dumneavoastră, sunt unele mascate, gen cei care vând... Linguri de lemn, da. De la linguri de lemn, la flori, la știu eu ce... Da. Care este tot un soi de... Este, pentru că oamenii este exploatarea unor minori, de fapt. Au fost situații în care Direcția de Asistență Socială s-a sesizat, s-au făcut anchete sociale asupra... reprezentanților legale ai minorilor, trimitau cu flori prin o floare să vândă nu știu ce floare, oamenii nu cumpărau floarea, dădeau niște... De artiștii stradali, care este acolo? De regulă ei au un acord. Sau au o hârtie de la primărie? Da, un acord emis de primăria municipiului Deva, în baza căruia au posibilitatea și dreptul de a-și exercita atribuțiile. Știu la ce vă referiți, am avut inclusiv situații Că vin mulți care nu sunt din Deva și stau periodic și apoi pleacă. Și au de regulă în momentul colegii, în momentul în care apare, știu, sunt cei care apărau cu fel și fel, cântau la nai, da, sau bun, acum, îi avem pe localnicii noștri. Îl avem pe Teo, care ne cântă pe centru cu chitară. Mai sunt diversi, care artiști, dar care, cum să spun, au, unii chiar au talent deosebit. Da, ei sunt verificați în momentul în care ocupă domeniul public pentru a-și desfășura activitatea artistică, indiferent de ce natură este ea. Și solicitarea este destul de simplă, se prezintă la instituția primăriei, solicită eliberarea unei... Un fel de autorizație. Autorizație, da, de ocuparea domeniului public pe o perioadă determinată pentru care plătesc o anumită sumă de bani. Domnul Bălan, ce se întâmplă cu cei care, și s-au mulțit în ultima vreme, cu cei care cerșesc la ieșirea din supermarketuri? Pentru că știm că acolo e o zonă privată. Este o zonă gestionată privată, de regulă, de firme de pază Dar private. Dar nu prea au toți.
Da, colegii, în funcție de situația operativă a zilei. Adică dacă vine o mașină de poliție locală și ajunge în zonă. Se aplică zonă. Sancțiuni contravenționale, deci da, aplice. Sigur că da, poate să aplice. Aplică, de multe ori sunt chiar solicitați de directorul de magazinului. Da. Conform situației operative, avem anumite intervale orare unde avem informația că există genul de persoane care apelează la mila trecătorilor prin acte de cercetorie. Da. Există. Tocmai săptămâna trecută am identificat o rulotă, autorulotă, cu, să le spunem, oarecum părinți, aveau 7 minori în rulotă. Obiectul de activitate era trimiterea copiilor cu linguri și cu fel și fel de obiecte, care efectiv trezeau mila cumpărătorilor și le dădeau un bănuț, nu neapărat să cumpere, comercializeze. Da. I-am identificat, erau din Bistrița. A fost aplicată măsura sancționatorie și îndrumat spre localitatea de domiciliu. Deci sunt și din ăștia nomazi care circulă prin țară. Da, vin, încearcă, dacă nu suntem foarte, foarte activi și prompt în luarea măsurilor sancționatorii împotriva lor, știți cum e, dacă nu-i deranjează nimeni, rămân. E trist, sunt folosiți niște copii pentru foloase materiale pe care părinți, adulți... E trist, dar adevărat. Da, din păcate... Și dumneavoastră ați văzut și prin piață, cu linguri de lemn, cu fel și fel de flori, cu... Da. Ce am uitat să spunem aici, am văzut pe cea de-a doua pagină, persoane suspecte legitimate, da, 104. Persoane legitimate, să vă spun ce înseamnă suspecte, nu știu dacă neapărat suspecte, așa e trecut. Persoane legitimate. Legitimate. Persoane, legitimarea persoanei. De exemplu, mergeți cu vehiculul dumneavoastră și asta este foarte important. Sau pe de jos lămurit. Chiar. Da, nu contează cu bicicleta, cum, nu, cu ce, da. Da. Este foarte important să specificăm și acest lucru. De regulă, în rândul tinerilor, așa este... O poveste că, bă, n-am avut buletinul la mine, cum zic ei, buletine, cu toate că buletinul nu mai există, și ăla mi-a dat amendă. La poliție, nu contează care, poliție, jandarmă. Asta e o legendă care există așa circulă. Ceva. Da, se aplică măsura sancționatorie împotriva persoanelor care refuză să se legitimeze. Refuzul de legitimare, din punct de vedere legal, ca și definiție, există orice persoană care refuză să dea date și indicii despre identitatea și pentru stabilirea deci identitatea persoanei. De sine. Nu. Este suficient în momentul în care polițistul, jandarmul sau orice persoană care are dreptul să legitimeze, da. Ai obligativitatea în situația în care nu ai actul de identitate asupra ta, să-i soliciti informațiile minimale pentru a te verifica persoana respectivă da. Să-ți stabilească identitatea. Datele minimale, nume, prenume și data nașterii. În momentul în care, mă repet, nu există actul de identitate asupra persoanei legitimate, polițistul solicită datele, comunică prin stație dispecerului de serviciu, persoana respectivă introduce datele primite în baza de date și vedem despre cine este vorba. Baza de date de la nivel național care... Apar și persoane căutate sau... Da, bineînțeles, în momentul în care... Național persoane, și internațional date, chiar. Da, bineînțeles, date în urmărire generală, locală, motivul se sustrage executării pedepse și în momentul în care au fost și situații de genul ăsta, persoana verificată... Se arestează pe loc. Da, bineînțeles, se reține și se predă organului de cercetare penală. Situația noastră, cum e cazul nostru aici în municipiul Deva... Și au fost și cazuri. Am avut și situații de genul ăsta, chiar acum 2 săptămâni, colegii de la Ordine Publică au legitimat o persoană, a făcut obiectul legitimării, n-a avut actul de identitate asupra lor, verificat în baza de date, persoana respectivă era dată în urmărirea generală pentru sustragerea neexecutării unei pedepse privative de libertate. Ce a fost? Motiv pentru care a fost reținută în baza unui protocol pe care îl avem cu Ministerul de Interne, în baza unui proces verbal de primire, predare, persoana respectivă a fost predată instituțiilor abilitate să gestioneze genul ăsta de situație. Persoana respectivă a fost reținută în centru de arest preventiv, după care venită din țară, acolo unde trebuie să ajungă. Da. Da. Ei, în momentul în care, că asta este foarte important, da, unde se aplică măsura sancționatorie, în momentul în care persoana legitimată refuză. Da. sau mai este o situație. De date false. De date false despre ideea. Am avut situații în care a dat datele fratelui. Fratelui, da. Da. E foarte clar că acolo ți apare fotografia, tot ce... Deci nu poți să-ți atribui altă identitate care nu ți aparține. Am înțeles. Și în momentul în care... Și acolo primești amendă. Nu, mai mult decât ești dus la sediu. Ești condus la sediu. Ești obligat.
polițistul are obligativitatea să conducă persoana respectivă la sediul instituției, unde îi se stabilește identitatea, și se aplică măsura sancționatorie. Am avut situații cu tineri, au refuzat să dea date sau au dat false, în urma controlului corporal avea actul de identitate. Da. Și bă, că m-am speriat. Bun, și acum am pierdut timp. Și noi, timp. Noi eram la servici. Da. Și-a pierdut timp persoana respectivă și ba mai mult a luat și o sancțiune contravențională care 200 de lei nu te pot neapărat să mai te... Mai bine te... țineai, da. Păi da, domnul, da. Vă las să trecem mai departe, că mai avem câteva. Avem la 2 serviciu circulație pe drumurile publice aici. Asta este total cel mai... Total aplicate întotdeauna. 165, dintre care 53 de amenzi și 112 avertizmente în valoare de 21.540 de lei. Acțiuni de fluidizare și dirijare traficului rutier în zona unității. În fiecare zi, cum fiecare știți, îi vedeți și dumneavoastră, dimineața toată lumea sunt, vede. Da. Ar trebui, din păcate, să fie mai multe patrule din nu astea. Nu avem da? Posibilitate nu există, din punct da. De vedere da. Al numărului. Restricționarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor care chiar au fost luna aceasta, 18. Și acum colegii mei sunt acolo, sunt să știți. Continuare. Constituirea de dispozitive pe drumul public, acțiuni 3, DEVA sesizări 20, DEVA 24 soluționate 9, sesizări telefonice, și aici sunt cele de care amintează dumneavoastră da, mai venite devreme, de la cetățeni. Din partea cetățenilor prin dispecerea și aici mai cele mai multe sunt. Blocare, ocuparea locului de parcare. Da, da. Garaj sau așa mai departe. Blocarea căilor de acces. Dimineața... Deci un număr mare, 125 da, de telefoane. Da, și este foarte, este, aici întâmpinăm totuși o mare problemă. Am încercat acum, cel puțin în ultima perioadă, ca să fie mai vizibil activitatea poliției locale de la serviciu rutier, am încercat niște mixuri, adică polițist local de la serviciu rutier în patrulă cu un polițist de la ordine publică, da, pentru că dacă da, situația o cere, este da, foarte clar și asta trebuie de lămurit aspectul ăsta. Conform fișei postului și organigramei de funcționare, fiecare are competență materială pe un anumit standard, segment. Exact, și colegul de la serviciu ordine publică are o competență materială pe un anumit număr de legi, colegul de la serviciu rutier și echipamentul și ați văzut și ținuta diferă. Da, 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 da. Și am încercat și cumva, am făcut mixte. Un mix, merg în patrulă și în funcție de, deoarece numărul de lucrători din cadrul serviciului rutier este, dacă cineva se îmbolnăvește sau efectiv tot graficul este dat peste cap, toată activitatea și atunci am încercat, mai ales acum în perioada asta dimineață, când știți foarte bine se execută un număr mare de lucrări de asfaltare, de da. Ce se întâmplă? Noi un echipaj l-avem blocat doar pentru relocări. Este foarte important. Sună și chiar cetățenii de multe ori chiar pe bună dreptate au sunat la dispeceratul poliției locale pentru a sesiza o problemă. Vreau să plec, mi-e garajul blocat. Nu pot să ies. Trebuie să ajung undeva. Ei, din păcate, la ora respectivă, am avut și situații de genul ăsta în care nu am avut pe cine să trimitem la fața locului și vă spun de ce. Un echipaj era la dirijat și un echipaj era la relocat. Da. Sesizări soluționate, preluate de centru de trafic, operator 98, petiții. Deci, pe lângă astea, 125 da. Venite. Da, mai de sunt la, și celelalte. Deci sunt celelalte mare. Pe care, da. Aproape două, adică nu aproape, peste da. 200. Petiții, reclamații scrise soluționate, 4 persoane primite în audiență, 2 ridicări autovehicule staționate neregulamentar, 45 de autovehicule în luna aprilie. Și să știți că astea în condițiile în care v-am spus activitatea colegilor mei, cel puțin jumătate din intervalul orar din timpul serviciului, îl folosim la relocări. Eu cred că este un disconfort și pentru personala care îi se pe lângă faptul, bun, nu plătește, că nu a comis nicio contravenție, dar de multe ori știți cum e și aici oarecum constructorul, e zona de șantier, o să marchează oarecum zona cu niște benzi delimitatoare. Ei, văd, am văzut, s-a ridicat banda și atunci el e nemulțumit că a venit poliția locală. Bineînțeles, acolo se execută o lucrare care avansează. Poate acum nu se lucrează acolo, este... dar poate în jumătate de da. Oră da. Se va asfalta segmentul. Și nu putem acum să oprim toate utilajele pentru că un vehicul a ridicat banda corect, și a parcat. Corect. Și atunci soluția cea mai bună pentru toată lumea a fost relocare. Relocare nu înseamnă neapărat sancțiune contravențională. Deci omul nu plătește. Nu, doar dar că îi se duce mașina se duce, de acolo. Da, și da. Au fost situații de disconfort. Pe banii primării.
Da. Sau pe banii noștri. Da. O veste bună. S-au mai creat 10 locuri de parcare în Deva. De ce spun asta? Pentru că autovehicule abandonate ridicate de proprietari în urma somației, număr de 10. Este foarte, foarte. Eu, cel puțin în ultima perioadă, în ultimul an, în proporție de 90% toate vehiculele. Domnul Bălan, cum stă la sala sporturilor? Că am văzut și pe Deva 24 și nu numai, încă lumea mai reclamă. Bă, ridicăm, le ducem, apar altele. Tot apar tot acolo. Tot apar, de fiecare dată. Dar se știau cui sunt. Da. Aceeași persoană. Exact, aceeași persoană. Am înțeles. Bine, aceeași persoană, dacă verificăm în baza de date, nu, deținătorii legale ale vehiculelor sunt cu totul alte persoane. Ele sunt cumpărate cu scopul dezmembrării. Da, și le pune acolo. Și le... Da, da, și în momentul în care... Poate să primească vreo amendă sau ceva. A primit, li s-au ridicat vehicule de acolo. Nu a venit și... Da, a venit și le-a luat. Da, am înțeles. Da, 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 este... Da, doar 5 minute mai avem. Avem 50 de minute. Serviciu disciplină în construcții, activitate comercială și protecția mediului. Total sancțiuni aplicate 37, 24 de amenzi și 13 avertizmente. Totuși, ce avem de remarcat aici, spre deosebire de, deci dacă am avut un număr de 53 de amenzi la serviciul de circulație și aici avem doar 24 de amenzi, valoarea amenzilor în schimb este mult mai mare la protecția mediului. Da, pentru că legislația în baza căruia lucrează colegii este alta. Aici discutăm de două puncte amendă. Marea majoritate la serviciul rutier sunt două puncte amendă, două penalizare. Aici trebuie să nu uităm și aspectul că se și implementează puncte de penalizare în baza de date la nivel național. Adică la permis. Da, la permis. Au fost situații și ați văzut cum sunt avertismentele. Măsura sancționatorie este avertisment. De multe ori chiar se aplică măsura sancționatorie cu avertisment, dar obligatoriu punctele penalizare la permis trebuiesc implementate pe permisul de conducere, lucru ceea ce se întâmplă la sediul instituției. Până acum câtva, probabil un an de zile, mergeam cu hârtiile la Poliția Națională, e, acum avem posibilitatea tehnică să le implementăm direct de la sediul instituției. Deci, 31.700 valoarea amenzilor aplicate aici. Da. Compartimentul disciplină în construcții. Total sancțiuni aplicate 6, direct 6 amenzi. Aici nu au mai fost avertizmente și în 6 da, amenzi. Pentru că aici discutăm de aici avem 6 amenzi destul de mari. 24.500 de lei. Dacă împărțim 24 la 6, sunt amenzile bunicele, da, să spunem așa. Da, aici discutăm de începere de construcții, anumite construcții pe domeniul public fără a avea autorizațiile și avizele necesare. Ok. Și sunt stabilite de, avem personal calificat care pot, aici doar sunt inginerii specialiști care au dreptul conform fișei postului și sunt pregătiți în acest sens pentru a aplica măsurile sancționatorii pentru genul. Foarte de interesant, aici la punctul 1, 2, 3, 4, 5, la 6 avem verificări, autorizații, reparații, carosabil și pietonal. Da. Aici e interesant, domnul Bălan. Da, 5, da. Ce înseamnă asta, vă rog frumos? Că asta n-am mai avut-o până acum, de-aia vă întreb. Colegii de la disciplina în construcții verifică calitatea, verifică termenele, verifică avizele necesare pentru desfășurarea lucrărilor, dacă avizul corespunde cu locația pentru care a fost eliberat, valabilitatea lui. Am înțeles. Aici sunt date foarte tehnice, v-am spus, se ocupă da, dar e foarte și bine. Sunt, da, verifică în baza sesizărilor sau în baza unui grafic de control lunar pe care și-l asumă și-l pun în aplicare în fiecare lună. Compartimentul activitate comercială. Total sancțiuni aplicate 9. 7 amenzi și un avertisment. Valoarea amenzilor cea mai mică e de 4.000 de lei. Da. Verificări societăți comerciale 158, verificări activitate persoane fizice autorizate 10, verificări producători particulari 32. Aici e vorba probabil de cei de la piață. Da. Verificări comercianți ambulanți 16, verificări terase pe domeniu public 7. Sesizări DEVA 24 soluționate nu au fost și sesizări scrise soluționate 2. Deci iată că, apropo de asta, nu știu dacă lumea știa, orice societate comercială poate fi
verificată și în ceea ce privește activitatea comercială și din punct de vedere al poliției locale. Cu siguranță există. Adică a venit control. Cine? Da. Toată lumea se așteaptă de la locală. NAF, de la NU, păi fiecare de la poliție locală. Da, poate să vină la orice societate comercială în funcție de domeniul de activitate pe care îl desfășoară. Și ce verifică domnul Bălan din punct de vedere al activității comerciale poliția locală? Poliția locală verifică dacă autorizația de funcționare este valabilă. Și celelalte autorizații? Doar pe autorizația de funcționare. Okay. La cele, de exemplu, care comercializează produse alterabile, înghețată sau acolo, nu avem competență să verificăm. DSP-ul. Exact. Noi verificăm autorizația de funcționare. Dacă există. Au fost situații când autorizația a fost expirată. Sau era în curs sau de era prelungire. În curs, înțelegem, în momentul în care este în curs de prelungire. Și este depus deja? Da. Nu este sancționabil așa ceva și acum nu... E normal, așa spus, nu e neapărat, am venit, gata, trebuie să dau amendă. Verificăm, rugăm, de multe ori chiar colegii spun, hai, încercăm să intrați în legalitate, vin săptămâna viitoare să vedem dacă ați reușit să... Dar bineînțeles, v-am spus, este foarte important, poliția locală înseamnă poliția orașului. Bun. Compartimentul protecția mediului, aici iar interesant, total sancțiuni aplicate, 22, dintre care 10 amenzi și 12 avertizmente. Aici este valoarea foarte... totuși mică, 3200. Da, dar... pentru că aici intră și sancțiunile contravenționale cu vehiculele parcate pe zona verde. A, așa, și asta intră. Da, pentru că da, este bază de HCL, da, și foarte important și supărător pentru anumite persoane, se ridică vehicul. Da, știm că nu prea sunt locuri și dacă... Există și cazuri, să știți, care sunt așa la limită, știu la mine la bloc că sunt niște probleme și dacă calci un pic cu roata, zona verde, sunt vecini care doar cu asta se ocupă. Aici e un pic de discutat. Adică discutăm de să spiritul că... civic, da. Haideți să vă spun eu altceva. Cum ați spus dumneavoastră, sunt vecini, spiritul civic cum este, așa, da. Sună. La fața locului se deplasează un echipaj, indiferent de natura contravenției. De obicei sunt atunci cei care au garaje, că asta așa. E da. Și stau și văd. Și zic, uite domnule, pe ce? Da, nu ai ce să faci. Sau de multe ori stau, e penibil, stau ascuns și te filmează să vadă ce da. Dacă ai colegii făcut, vin la fața făcut. Locului. Să știți că este 4 minute, foarte puțin timp, haideți să le amintim și pe restul. Verificări, transport și depozitare deșeuri 10. Verificarea albilor râului Mureș 5, foarte bine. Verificarea zonelor verzi din Travilean localități zilnic, curățenia stradale din nou se verifică zilnic și apropo, în cazul în care nu există, apropo de asta cu curățenia, se fac sesizări la dumneavoastră și poliția locală verifică dacă s-a făcut, dacă s-a curățenia, făcut curățenia care trebuia da, să și facă există posibilitatea de aplicare. Amenzi pentru societatea respectivă. Exact. Da. Știți foarte bine că au fost aplicate. Sesizări telefonice soluționate 6, sesizări scrise soluționate 3, DEVA 24, 3. Monitorizare video și trafic. Aici avem compartimentul operator, supraveghere video și trafic, un număr total de sesizări de 100, ceea ce e... Da, uitați-vă! Haideți să vedem, sunt două pe ordine publică și 98 pe rutieră. Da, toate, cam cum ne-am gândit, să știți, sunt astea. Și foarte interesant aici, la solicitări, eliberări, înregistrări video 19, mi se pare totuși un număr destul de mare. Da, în fiecare lună, exact. Da? Da, pentru că sunt organul de cercetare penală, indiferent de natura infracțiunii comise, are dreptul să solicite să primească. Serviciu rutier, evenimente rutiere au dreptul să primească. Parchetul, procurorul, pe bază de ordonanță, are dreptul să solicite. Trebuie să punem la dispoziție și este foarte important lucru că soliciți un material de pe un anumit interval orar. Da. Materialul respectiv pe care îl pui la dispoziție trebuie să-l și stochezi până când lucrarea penală se închide. Sentința judecătorească, indiferent care este definitivă, irevocabilă și executorie de drept, adică nu mai s-a închis. Da. Și atunci a... Foarte interesant, un număr total de sesizări telefonice preluate, 180. Și aici, din nou, trebuie să menționăm la sesizările telefonice preluate. Preluate înseamnă cele în ordine, pentru că sunt foarte multe sesizări telefonice. Sunt unii care sună doar așa cum se sună și la 112 degeaba sau sunt unii care sună și în momentul în care li se cer datele personale renunță. Da, ele intră în categoria... Și ele intră la categoria de cele care nu sunt preluate. Se clasează și nu sunt exact ca și la petițiile înscrise. Exact. Ele deci intră în categoria preluate sunt cele anonime. Care s-au preluat conform
legislației, respectiv cu toate datele, și care multe dintre ele s-au și soluționat. Nu este numărul total de sesizări telefonice, sunt telefonice preluate, pentru că telefonice sunt mult mai multe, dar v-am spus, sunt și mulți care sună, în general, nu știu, cred că există un procent destul de... 27. Da. Din 2002 spune în felul următor: petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau considerare, adică și se clasează. Adică sunt degeaba. Da, se clasează. Sunt, hai bă, lasă, ce să spun eu ție, ce te interesează pe tine, sau... Am un vecin care face aia. Dați-mi bun, cine datele. Sunteți păi dumneavoastră? Nu pot să vă spun. Deci e ca și când nu ai sunat. Da. Ai sunat degeaba. Exact. Bun. Domnul Bălan, suntem la final, ultimul minut de emisiune. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Mâine dimineață ne revedem din nou, pentru că avem de această dată o acțiune foarte importantă care se întâmplă o dată pe an. Ediția a doua. Ediția a doua de această dată. Anul trecut a fost o ediție de succes. O să prezentăm și niște imagini în cadrul emisiunii de mâine dimineață. O ediție care, iată că e la... din nou acea de-a doua ediție și sperăm la cât mai multe ediții. Și spre marea noastră bucurie, beneficiarii sunt copiii din municipiul Deva. Da, despre asta o să vorbim în cadrul emisiunii de mâine. Cam atât, vă mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc. Vă mai aștept și cu alte date la fel de importante pentru locuitorii municipiului Deva. Cam atât pe ziua de astăzi, doamnelor și domnilor, până data viitoare, rămâneți cu programele Info HD.